decizia lor privind orientarea copilului în carieră. Și dacă doar la o parte de numai 30%, dacă dintre ei părinții au analizat bateria și împreună cu copiii și împreună și cu alți specialiști, pentru că deciziile privind cariera de cele mai multe ori se iau fără baze științifice, dacă 30% dintre ei au analizat corect și au citit totuși că ce aptitudini au și au îndrumat pe acele discipline, ajung să ce? Să profeseze anumite meserii din plăcere, pentru că au aptitudini. Și orice faci din plăcere astăzi, faci bine. Cine face bine, n-are cum să n-aibă un loc de muncă. Pentru că știm astăzi foarte multe aspecte în care oamenii, în care nu au aptitudini, investesc mult în pregătirea lor profesională ca să facă față concurenței în piața muncii. Pentru că dacă n-ai aptitudini, tu trebuie să faci un efort suplimentar pentru a veni și a completa ceea ce altul face nativ. Și noi încercăm să găsim nativitatea din oameni. Să le găsim aptitudinile astăzi, ca ei orientarea să nu meargă către facultăți în care să investească părinții și copiii 5 ani de studii și să constate că nu pot profesa pentru că au învățat doar din punct de vedere teoretic o meserie și partea practică a lucrurilor nu o pot practica și știm foarte bine că teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Vrem ca aceste lucruri să fie sesizate dinainte și copiii să meargă spre lucruri care să le facă cu plăcere.